Vestea despre decesul lui Mircea Snegur i-a îndurerat pe oamenii din satul de Baștin al primului președinte al Republicii Moldova, peste toată localitatea Trifănești, Raionul Florești, inclusiv pe gimnaziul care îi poartă numele, s-a lăsat astăzi o liniște apăsătoare. Toți consătenii care l-au cunoscut pe Mircea Snegur vorbesc cu multă admirație despre el, spunând că era cel mai relevant exemplu de calm, bunătate și înțelepciune, dar și ambiție și multă sârguință. Biblioteca școlii am găsit-o pe verișoara fostului președinte. Mama Ninei Slimovski și tatălui Mircea Snegur au fost frați. Mie a fost la mormântare la tatăl meu. A fost din ea fiecare an la cimitir. S-a întâlnit cu lumea din sat. Când știe că vine Mircea Snegur, lumea l-aștepta la pod. Ultima dată ne-am întâlnit când gimnaziului s-a conferit numele Mircea Snegur. Chiar pășea pragul cu lacrimi pe ochi. Chiar mi-a aduc aminte. Un om foarte bun la suflet era. Un om de o raritate era. El găsea cuvinte pentru fiecare om consătean din sat. Chiar de multe ori când venea la părinții mei, povestea mai scurt